și astăzi am venit cu următorul model din păturica noastră din pătrățele. Astăzi vom croșeta împreună un ursuleț, care nu cred că există copil de nu are și el un ursuleț. Dar am zis să facem și păturica să avem pentru a completa seturile noastre cu cu ursuleți și păturici. Așadar, veți avea nevoie de un fir de ață. Dacă lucrați în aceeași culoare, folosiți același fir. Dacă nu, aveți grijă să folosiți firul de aceeași grosime, da? Eu voi folosi o croșetă de 3,5 și spor la treabă vă doresc, ne apucăm de treabă. Vom începe ca de obicei păturica cu 30 de ochiuri de lanț, da? 29 de ochiuri de lanț vor face parte din păturică, iar ultimul ochi cu numărul 30 va fi ochiul cu care ridicăm rândul. Așa, avem 30 de ochiuri de lanț. Începem. Vom face un rând cu 29 de piciorușe scurte și vom începe din ochiul cu numărul 2. Nu de aici, ci de aici, da? Și facem 29 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și finisăm rândul cu 29 de piciorușe scurte. Așa, avem 29 de piciorușe scurte. Facem un nod de lanț, deci la fiecare început de rând, înainte să întoarcem lucru, facem de fiecare dată câte un ochi de lanț. Posibil eu să nu mai repet pe parcurs sau să uit, da? Dar noi facem un ochi de lanț când începem un rând nou. Întoarcem lucru și începem primul rând cu model. 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Acum avem primul bob de popcorn. Cine nu știe încă să-l facă, luăm jeteu, în următorul ochi introducem croșeta, luăm firul, tragem să avem 3. Tragem croșeta prin ultimile două, da? Acum iarăși luăm jeteu, iarăși în același ochi introducem croșeta, iarăși trecem prin ultimile două. Avem 2 piciorușe lungi. Iarăși luăm croșeta, iarăși luăm jeteu a treia oară, la fel prin ultimile două. A patra oară prin ultimile două și a cincea oară, la fel prin ultimile două. Am obținut 6 ochiuri pe croșetă, da? Acum vom trage croșeta prin toate 6. Țin cu degetul forma popcornului și fac un picioruș scurt în următorul ochi. Aici, da? Cu degetul țin forma popcornului. Nu strâng foarte strâns. Din nou, luăm croșeta, luăm jeteu și în următorul ochi facem popcornul, da? Am obținut 6 ochiuri pe croșetă. Tragem firul prin toate 6. Următorul ochi facem un picioruș scurt. Cu degetul îmi aranjez această
Buclă, popcornul, da? Avem două. Trebuie să avem cinci. Am făcut un picioruș scurt. Continuăm să facem popcorn. Iarăși un picioruș scurt. Iarăși popcorn. Încă un picioruș scurt și ultimul bob de popcorn din acest rând. Așa, sper că ați înțeles. Dacă nu, puteți să vizionați celelalte filmulețe aproximative și poate că acolo am explicat mai bine. Continuăm cu 10 piciorușe scurte până la capătul rândului. Un picioruș deja l-am făcut, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și al 10-lea se vede un pic mai greu, dar este. Facem un ochi de lanț. Acesta este primul nostru rând cu popcorn, da? Avem 5 boabe de popcorn. Am făcut un ochi de lanț, întoarcem lucrul. Și rândurile pe spate vor fi mereu câte 29 de piciorușe scurte. Deci, rândul din spate, lucrăm 29 de piciorușe scurte. Acesta este rândul 4. Da? 29 de piciorușe scurte până la capătul rândului. Am finisat rândul 4 cu 29 de piciorușe scurte. Luăm un ochi de lanț iarăși, întoarcem rândul și începem rândul 5 cu al doilea rând de model. Și începem așa, 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 piciorușe scurte, un bob de popcorn, tragem firul și continuăm cu 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 11. Facem un bob de popcorn. Iar până la finalul rândului ne mai rămân 8 piciorușe scurte. Facem un ochi de lanț și rândul 6.
Întoarcem lucrul și facem rândul 6 cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 6 l-am finisat, facem un ochi de lanț și începem rândul 7 cu 7 piciorușe scurte. După 7 piciorușe scurte, facem un bob de popcorn. Așa. Acum avem 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Și avem 4 boabe de popcorn, cu cât un picioruș scurt între ele. Primul popcorn este un picioruș scurt între. Următorul pop. Picioruș scurt. Popcorn. Picioruș scurt. Avem trei, da? Încă un bob de popcorn. Așa, avem 4 pe mijloc. Iar acum 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Un bob de popcorn. Iar până la finalul rândului mai avem 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Acesta a fost rândul 7. Rândul 8, facem un ochi de lanț, întoarcem lucrul și facem 29 de piciorușe scurte. Am luat ochi de lanț și începem rândul 9 cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, un bob de popcorn. Trei piciorușe scurte. Un alt pop de popcorn. Trei piciorușe scurte. Trei piciorușe scurte, un alt bob de popcorn.
Iarăși, trei piciorușe scurte. Un alt pop de popcorn. Iarăși, trei piciorușe scurte. Din nou, un bob de popcorn. Și până la capătul rândului mai avem 6 piciorușe scurte. Așa, luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm cu 29 de piciorușe scurte. Am luat un ochi de lanț. 29 de piciorușe scurte am făcut, începem rândul 11 cu 6 piciorușe scurte. Acest rând este simplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un bob de popcorn. La fiecare 6 piciorușe scurte, avem câte un bob de popcorn. Șase piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. 6 piciorușe scurte, un bob de popcorn, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, doar aici avem un picioruș scurt decât. Iarăși un bob de popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte facem, 1, 2, 3, 4, 5. 6 piciorușe scurte, un bob de popcorn. Și iarăși 6 piciorușe scurte, avem până la capătul rândului. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și facem 29 de piciorușe scurte, da? Rândul 13. Luăm un ochi de lanț și facem 6 piciorușe scurte. Un bob de popcorn. Apoi avem 15 piciorușe scurte.
15. Iarăși un bob de popcorn. Iar până la capătul rândului mai avem 6 piciorușe scurte. După care luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și ca de obicei facem 29 de piciorușe scurte pe partea din spatele lucrului. Rândul 15. Al șaptelea rând cu model, da? Începem lucrul cu 2 piciorușe scurte. 1, 2. Avem un bob de popcorn. Deci un bob de popcorn. Așa. Apoi un picioruș scurt. Iarăși un bob de popcorn. Acum 2 piciorușe scurte. 1, 2, apoi un bob de popcorn. Apoi 4 piciorușe scurte. Apoi un bob de popcorn. Apoi 3 piciorușe scurte. Piciorușe scurte, un bob de popcorn, apoi 4 piciorușe scurte. Apoi un bob de popcorn. Un picioruș scurt. Ia stați să vedem. Un bob de popcorn, 2 piciorușe scurte. 1, 2. Iar acum un bob de popcorn. Un picioruș scurt. Și ultimul bob de popcorn. Acesta a fost cel mai complicat rând, cu cele mai multe boabe. Iar până la capătul rândului avem 2 piciorușe
scurte. După care, ce-mi place mie la acest model, că luăm un ochi de lanț și ne relaxăm cu 29 de piciorușe scurte pe partea din spate. Am luat un ochi de lanț și începem rândul 17 cu un picioruș scurt, un bob de popcorn, așa, un picioruș scurt, un bob de popcorn, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 piciorușe scurte, un bob de popcorn, 2 piciorușe scurte, 1 bob de popcorn, 11 piciorușe scurte, 1, 2, 11, da? 11. Acum, un bob de popcorn din nou. Două piciorușe scurte, 1, 2, iarăși un bob de popcorn, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 piciorușe scurte și ultimul bob de popcorn. Iar până la capătul rândului mai avem un singur picioruș scurt. Aranjăm bobul aici frumușel. Așa. Facem un ochi de lanț. Întoarcem rândul, întoarcem lucrul și continuăm cu 29 de piciorușe scurte. Eu aici am un nod. O să mi-l trag pe partea de înăuntru, da? Așa. Am finisat rândul 18 cu 29 de piciorușe scurte.
Acum continuăm rândul 19. Al nouălea rând de model cu un picioruș scurt, un bob de popcorn, cu patru piciorușe scurte, doi, trei, patru piciorușe scurte, un alt bob de popcorn, două piciorușe scurte, un alt bob de popcorn, acum avem 9 piciorușe scurte, 9 piciorușe scurte, da? Apoi, iarăși un bob de popcorn. Apoi două piciorușe scurte, apoi un bob de popcorn, așa, patru piciorușe scurte, un bob de popcorn, și un picioruș scurt. Așa, luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm cu 29 de piciorușe scurte pe partea din spate. Așa, ursulețul nostru aproape este gata. Eu nu știu, am răcit sau am răgușit. Așa, rândul 21. Un picioruș scurt, un bob de popcorn, cinci piciorușe scurte, trei, patru, cinci, un bob de popcorn,
trei piciorușe scurte. Unu. Doi. Trei piciorușe scurte. Un bob de popcorn. Așa. Un picioruș scurt. Un bob de popcorn. Un picioruș scurt. Un bob de popcorn. Un picioruș scurt. Din nou un bob de popcorn. Așa. Acum avem trei piciorușe scurte, cred. Trei piciorușe scurte, corect. Un alt bob de popcorn. Acum un trei piciorușe scurte am făcut, deci cinci piciorușe scurte mai avem. 1, 2, 3, 4, 5, un bob de popcorn. Și un picioruș scurt. Așa. Luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm cu 29 de piciorușe scurte. Rândul 23. Al 11-lea rând cu model, zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da, rândul 11-lea cu model, dar în, dacă luăm fiecare rând, avem rândul 23. Vom începe cu un picioruș scurt, așa, un bob de popcorn, acum, 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am vrut să vă zic că dacă se aude și la voi, ha, ha, ha și hi, 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 să știți că la... pe strada noastră jos, unde stau eu, este
Un club, un bar, un restaurant, nu știu cum să zic. E ceva pentru, de fapt, nu pentru. Acolo se adună foarte mulți studenți. Și, nu știu, se aude până la 4-5 dimineață, toată lumea râde, toată lumea e fericită. Nici poliția nu le mai face nimica. Mai ales vara, când uneori ai nevoie să deschizi și tu un geam seara. E imposibil să dorm. Uneori îmi vine să scot capul pe geam și să strig. Dar cui? N-am să strigi. Îți vine, pentru că când se trezesc copiii de câteva ori pe noapte, stați că eu am uitat ce făceam aici. Deci, 7 piciorușe scurte, am zis, după primul bob de popcorn, da? Așa, un bob de popcorn acum, după cele 7. Iar acum 9 piciorușe scurte. Da, și uneori chiar îți vine să strici când se trezesc copiii, mai ales când ai doi mici. De 10 ori pe noapte îți vine să, nu doar să strici, să-i strângi și de gât, dar nu înțeleg de ce așa îi lasă. În fine, să știți că nimeni nu e așa fericit la ora asta. În casă se râde, se aude de afară, cu toate că geamul este închis. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte. Acum facem un bob de popcorn. Așa. Acum iarăși 7 piciorușe scurte. Acum iarăși un bob de popcorn. Acum iarăși un picioruș scurt, mă bufnește râsul de cum se râd alții. Acum iarăși un om de lanț și iarăși întoarcem lucrul și facem 29 de piciorușe scurte. Rândul 25. Mai avem ultimele două rânduri de model. Deci, rândul 25 vom începe cu două piciorușe scurte. 1, 2. Un bob de popcorn. Așa. 5 piciorușe scurte. Un alt bob de popcorn. Așa. 11 piciorușe scurte. Apoi iarăși un bob de popcorn. Cinci piciorușe scurte. Un bob de popcorn.
și două piciorușe scurte. Așa. Am finisat rândul 25. Rândul 26, luăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm 29 de piciorușe scurte. Rândul 27. Avem 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Un bob de popcorn. Un picioruș scurt, iarăși un bob de popcorn, apoi un picioruș scurt iarăși, un bob de popcorn, așa, apoi 13 piciorușe scurte, 13, apoi un bob de popcorn, un picioruș scurt, un bob de popcorn, un picioruș scurt, iarăși un bob de popcorn, și 3 piciorușe scurte. Așa, luăm ochi de lanț și rândul 28, facem 29 de piciorușe scurte. Apoi luăm ochi de lanț și rândul 29, la fel facem 29 de piciorușe scurte. Deci, două rânduri cu câte 29 de piciorușe scurte. Așa, acum am obținut 29 de rânduri și 29 de piciorușe scurte în lățime. Acum, dacă dumneavoastră doriți să continuați cu o altă culoare și cu un alt model, atunci tăiați firul și începeți cu o altă culoare și următorul model, da? Continuați din aceste piciorușe, din acest rând, da? Dacă nu, eu am să-i dau de jur împrejur câte 29 de piciorușe scurte. De data aceasta vreau să fac o păturică din pătrățele. Pentru asta am să mai fac rândul 30 de jur împrejur, așa cum am făcut la celelalte, la elefant, la inimioare și la celelalte. Atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut ursulețul meu și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați pentru că o să mai urmeze câteva modele de pătrățele pentru păturică. Vă doresc spor la treabă și ne auzim data viitoare. Sănătoși și voioși! O seară plăcută să aveți!
Sau o zi plăcută. Pa, pa!